Circulația prin orașul Teuții-Măghireuș de multe ori devine aglomerată, mai ales la orele de vârf, așa încât cei care vor să iasă în drumul European 58 au mult prea mult de așteptat până reușesc să o facă. De aceea, autoritățile au luat măsura de a pune în funcțiune două semafoare inteligente. Sunt semafoare care dau verde celor care ies de pe drumurile de la Nistru și Băița spre municipiul Baia Mare și nu numai, în funcție de numărul de mașini care sunt încadrate pe aceste trasee. Posibil ca unii participanți la trafic să fie deranjați de existența celor două semafoare, însă acestea fluidizează traficul îngreunat mai ales dimineața, când toată lumea se duce la serviciu, ori părinții își conduc copiii la școală. Știm că poate fi un inconvenient pentru mulți care tranzitează orașul Teuții-Măghireuș, dar aceste semafoare au fost montate pentru siguranța celor care locuiesc și navetează din Teuții-Măghireuș spre municipiul Baia Mare. În fiecare dimineață, cei care își duc copiii la școală, la grădinițe sau se duc spre locul de muncă, se expun unor riscuri de a se produce accidente și de a se crea anumite situații neplăcute. Deocamdată, participanții la trafic nu s-au obișnuit cu prezența celor două semafoare, însă nu le va lua prea mult timp până o vor face. Atunci, circulația se va desfășura normal, fiecare având posibilitatea să își vadă de drum în siguranță.